Așa debutau în mod normal ședințele Consiliului Județean în urmă cu câteva luni. Acum se trece direct la ordinea de zi din cauza unei defecțiuni a aparaturii din sala de ședințe. Consilierul Județean Constantin Buduru a remarcat pe bună dreptate această deficiență și a găsit de cuvință să conteste ordinea de zi a ședinței de săptămâna trecută din patriotism. Acolo spune că se intonează imnul național. Nu s-a intonat niciodată imnul în ultima perioadă. Eu am vrut să fac o glumă, să aduc o vioară și nu s-a împărat, dar zic, mă, o ia, nu. Deci haideți să punem, ori se intonează, ori nu se intonează. Domnul Buduru, după cum bine știți, softul cu imnul este de la cu defect. Am făcut procedura de licitație, suntem acum în procedura de licitație. Asta e pe vedere legare, nu poți să... Deci nu mai scriem acolo, că nu s-a intonat. Da. Nu mai scriem. Unde scrie? Se intonează, spune-te. Deci, te rog să... Deci, dacă nu s-a intonat, să vă modificați procesul. Da, modificăm, nu mai intonăm. Deci, cu modificarea propusă... Numai puțin. Cu modificarea propusă... Eu veneam cu cineva. Pe cuvânt, dacă nu veneam cu cineva, dar pomba să intonăm. De acord, domnul Buduru. Cu modificarea propusă de domnul Buduru, vă supun din nou la vot procesul verbal al ședinței de data trecută. Cine este pentru? Defecțiunea aparaturii care făcea posibilă intonarea imnului de stat se pare că este destul de serioasă. Este nevoie de o licitație pentru achiziționarea unui nou soft, deci nu este chiar așa floare la ureche. Totuși, conducerea Consiliului Județean ar fi putut găsi o soluție provizorie, că s-a inventat CD player-ul, de casetofon nu mai spunem, sau la sugestia unui consilier mai glumeț putea fi adus și un instrumentist.